A fost o seară grea pentru fostul capitan al Stelei, Sorin Ghionea. Polițiștii l-au prins în orașul Otopeni la volanul unei mașini date în urmărire pentru că ar fi furată și l-au poftit la secție ca să dea cu subsemnatul. După câteva ore, situația s-a lămurit. Fostul proprietar al mașinii nu a plătit toate ratele și firma de leasing a cerut ajutorul poliției pentru a recupera automobilul. În cele din urmă, Ghionea a fost lăsat să plece acasă, dar mașina a rămas în curtea sediului IPJ Ilfov. Ziua de ieri a început cum nu se poate mai bine pentru fostul stelist. Acesta a semnat un contract de 150.000 de euro cu Poli Timișoara. N-a apucat să se bucure însă. În timp ce se afla la volanul mașinii pe care a cumpărat-o de curând, a fost tras pe dreapta de polițiștii de la rutieră. Motivul? Mașina era dată în urmărire ca fiind furată, așa că oamenii legii au cerut fotbalistului să-i urmeze la secție. Abia acolo s-a lămurit totul. A spus că a cumpărat mașina și că nu s-a interesat de istoricul ei. În urma verificărilor făcute s-a stabilit că Sorin Ghionea este un cumpărător de bună credință și că nu are nicio legătură cu situația creată. Cel de la care luase autoturismul nu plătise două rate, iar firma de leasing a raportat mașina ca fiind furată, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției Ilfov. Așa că polițiștii l-au lăsat în cele din urmă să plece acasă, fără mașină însă. Fotbalistul a fost luat de la poliție de un prieten. Ghionea va putea recupera automobilul abia după ce va plăti firmei de leasing ratele restante. Asta n-ar fi o problemă, având în vedere că fostul capitan al Stelei va primi de la noua sa echipă 150.000 de euro pe an. De asemenea, fotbalistul îl va putea da în judecată pe fostul proprietar al mașinii pentru a recupera banii pe care îi va plăti firmei de leasing. Fostul capitan al Stelei a ajuns la echipa de pe malul Begăi după ce și-a reziliat contractul cu formația rusă FC Rostov. De-a lungul carierei sale, Ghionea a mai evoluat pentru Dunărea Galați, Oțelul și Steaua. De asemenea, a îmbrăcat tricoul echipei naționale de 13 ori.